apocalypse. Hai, salut fraților și bine ați venit la un nou video tutorial pe acest canal. Eu sunt Genu. Astăzi o să facem un video tutorial legat de cheile de pe custom, unde o să vă prezint cele mai bunicele, ca să zicem așa, chei de pe custom. O să fie puțin diferite camerele pe care o să le vedeți și spawn-urile din ele față de celelalte videouri pe care le-am încărcat pe canal, gen Interchange Reserve și Shoreline, unde v-am arătat camerele cu un loot foarte bun, foarte valoros, gen graphic card, Tetris sau chestii de genul ăsta. Aici pe custom lucrurile sunt puțin mai diferite, camerele de lootat, unde găsim un loot foarte valoros, dacă spuneați, bineînțeles, nu sunt foarte multe, de fapt este una singură, este vorba de market, pe care o să vedem și o să vă explic acolo mai multe despre ea. În rest, avem câteva camere pe care, gen, dacă mergem în dorms, putem să le lootăm dacă toți suntem acolo. Sunt câteva safe-uri acolo, unde putem găsi câteodată și chestii mai interesante, dacă nu, măcar câțiva rubli, în cazul în care găsim un lucru foarte valoros în market și vrem să ieșim cu mașina care este lângă dorms, care ne cere 7000 de rubli și poate am uitat să luăm banii cu noi. Ok, o să vă arăt pozițiile, locațiile și așa mai departe pentru fiecare cheie. Așadar, intrăm în joc și în funcție de unde spawnăm, o să vi le arăt pe toate. Așadar, am intrat în raid. Suntem în spate la Big Red, după cum puteți vedeți. Iar în interior la Big Red o să vedem prima cheie pe care o să o folosim. Dacă o să reușesc să sar aici, să ajung cât mai repede. Așadar, cheia pe care o să vedem acum o să fie o cheie destul de utilă, nu neapărat pentru loot, ci mai degrabă pentru quest-uri. O să aveți destul de multe quest-uri la începutul jocului aici, aici sus. Dacă reușim să nimerim scara. Ok. Ca să deschidem această ușă avem nevoie de Customs Office Key, după cum puteți vedea, deschidem. În prima cameră nu avem quest-uri, dar putem să lootăm 1, 2, 3 PC-uri, plus un duffel bag. În schimb, în cea de-a doua ușă, aici suntem obligați să o spargem, practic, pentru că nu avem altfel cum să o deschidem. Avem o geacă aici pe care putem să o lootăm, un safe și câteva obiecte random care mai pot spawna pe jos sau pe birou. De asemenea, o să aveți atât aici, cât și aici jos, obiecte pe care la un moment dat o să trebuiască să le luați pentru quest-uri. Plus ceva iteme random care spawnează acolo. Este singura cheie pe care o folosim în această parte a hărții. După cum vă spuneam, o cheie pe care oricum... de care oricum o să aveți nevoie pentru că o să aveți quest-uri de făcut aici. Iar acum o să ne îndreptăm către Welcome to Tarkov. Mai exact, o să traversăm râul. Dar ce aș vrea să vă arăt, o cameră destul de bună de lootat. Este vorba de o cameră în care pot să spawneze Intel, având în vedere că pe această hartă nu prea sunt foarte multe spawn-uri de obiecte foarte rare și foarte valoroase. Pentru această cameră nu avem nevoie de nicio cheie, dar înăuntru putem să găsim, dacă suntem foarte norocoși, și două sau chiar trei Intel-uri, care în momentul de față, dacă nu greșesc, pe Flea Market se vând cu circa 300.000, deci vă dați seama că au o valoare foarte, foarte bună. Vă arăt, chiar dacă nu este o cameră care se descuie cu cheie, pentru că, practic,
este în fața noastră, pe traseul pe care o să vi-l arăt, așa că merită să o știți. Pentru cei care sunt noi și încă nu cunosc questurile, aici aveți un om mort, practic, care vă oferă un nou key, spawnează de fiecare dată când începe un nou raid. O să aveți nevoie de acea cheie pentru un quest. Iar aici, în această clădire pe care o vedeți, o să vă arăt spawn-ul pentru Intel. După cum puteți vedea, nu avem nevoie de nicio cheie, puteți să lutați și aici. Este o geacă, aici spawnează gloanțe, iteme random, vedeți pe jos, un duffel bag. Avem acolo câteva chestii medicale în cazul în care ați avut un fight mai dificil și nu mai aveți meds-uri. Și aici, intrând înăuntru, avem spawn de Intel cam peste tot, practic. Adică poate să fie aici pe birou, poate să fie în dulapurile astea, de-a lungul dulapurilor, peste tot. Poate să fie, după cum puteți vedea, un inteligență aici, aici, pe partea aceasta. Dar fiți atenți și pe jos, deoarece de multe ori am găsit Intel pe jos și mi s-a întâmplat să găsesc Intel chiar dacă ușile erau deschise, deci cineva a lutat, nefiind atent pe jos, nu l-a văzut. Vedeți, am găsit un Intel care, repet, îi cred că undeva la 300 de K. Mergem mai departe. Aici se poate intra prin față pe unde am venit eu, se poate intra și pe aici prin spate, se poate intra și pe sus urcând acea scară și ajungând direct la etaj. O să ne îndreptăm acum către gas station, unde o să vă arăt o cheie. Inițial erau două chei în interiorul la gas station, dar din câte am văzut, una a fost închisă, o ușă de tot, nu mai poate fi deschisă. Iar în față la gas station o să vă arăt și factory key, o cheie cu 50 de utilizări, dacă o luați full. O cheie care te scoate din foarte multe situații dificile, în cazul în care te afli în zona respectivă, dar te ajută, spre exemplu, noi de aici nu putem să continuăm înăuntru zidurilor, ca să zic așa. Am fi nevoit să o luăm prin spate, să o colim foarte mult, ca să intrăm înapoi între ziduri, sau putem să mergem pe aici, prin exteriorul zidurilor, și putem să reintrăm în interior, undeva în față, dar destul de departe. Și în zona aceasta riscul este destul de mare, deoarece avem gas station, o zonă destul de periculoasă, pentru că spawnează mulți cave acolo, poate să spawneze și bossul de pe customs aici. Sunt și o grămadă de player care de multe ori vin aici tocmai să controleze pentru boss și așa mai departe. Deci o zonă destul de periculoasă. Și atunci, cu factory key, noi putem să descuiem aici. Ați văzut. Putem să și lutăm aici înăuntru dacă dorim. Avem un loot crate. Niște obiecte random care spawnează aici. Și câteva sertare aici. Aici o să trebuiască să o folosim din nou. Deci, practic, noi ca să trecem de la o parte la cealaltă, avem nevoie de două utilizări ale cheii. Putem să facem chestia asta din afară înăuntru, putem să o facem și de aici în afară. Doar că de aici în afară, eu personal o folosesc doar în momentul în care aud zgomote sau așa mai departe și vreau să fac cât mai puțină gălăgie, ca să zic așa, să nu mă expun. În cazul în care nu aud zgomot sau sunt chiar la începutul game-ului, spawnez undeva aici aproape și vreau să traversez, gen să merg către dorms, atunci vin, sar pe această mașină, sar aici și sar. Și nu mai folosesc cele două utilizări pentru cheie, pentru a deschide ușile astea. Acum mergem către gas station. Puteți controlați aici, este o cheie care spawnează aici. Nu mi-amintesc exact care este cheia, dar știu sigur că este un spawn pentru o cheie acolo. Intrăm aici, mergem la această ușă.
Vedeți, aceasta este cheia, cabinet key. Intrăm înăuntru. Ceva spawn-uri random pe masă. Poate să fie spawn-uri random și pe aici. Și avem un safe aici. Mai avem un loot crate aici sus. Putem să deschidem și pe asta dacă toți suntem aici. Un duffel bag și câteva spawn-uri random pe masă, pe această canapea. Ok, și de aici o să mergem către dorms, către dormitoare. Unde o să vedem restul cheilor. Avem cele două dormitoare, two-story dorms și three-story dorms. Practic sunt dormitoarele pe două etaje și pe trei etaje. Pe care o să le vedem aici. Vedem deja în stânga noastră, primul este cel pe două etaje, chiar dacă în mod normal este parter și primul etaj. Noi îl numim cel cu două etaje și cel cu trei etaje, adică parter și cele două etaje. O să intrăm din cealaltă parte pentru a vedea primele două camere pe care o să le deschidem. Așa. Avem aici 104. Vedeți că e 104 cu care am deschis. Aici avem două geci și ceva obiecte random care pot să spawneze pe masă sau pe acest pat. Și avem 105. Cheia. Iar aici avem un safe plus alte obiecte random care pot să spawneze pe jos sau pe pat. Acum, nu putem să traversăm aici, așa că o să ne întoarcem înapoi. Puteți să urcați și pe sus dacă credeți că e mai safe în cazul în care auziți că se trage în celălalt dormitor. Urcați sus, intrați prinăuntru, traversați și coborâți la mijloc. Odată ajuns aici, putem să deschidem această ușă. Pentru această ușă avem cheia G-Desk. Mai exact, dacă vreți să o căutați pe Flea Dorm Guard Desk Key. Avem un loot crate, două, trei loot crate-uri, ceva attachment-uri care pot să spawneze aici pe masă, plus arme aici. Și pentru ultimele două uși din acest dormitor avem 110 și 114. În care o să găsim safe-uri, după cum puteți vedea aici, safe, plus ceva obiecte random care pot spawneze pe pat și aici sus. Și cam la fel este și 114, o să vedeți, avem un safe înăuntru, avem un PC pe care putem să lutăm, ceva chestii medicale, plus ceva spawn-uri random pe acest pat. Acum, traversăm către dormitorul cu trei etaje. O să urcăm direct la etajul 2. Parterul nu ne interesează. Iar aici avem prima ușă, 204, pe care o deschidem. Cheia este aceasta. Înăuntru avem un safe, în partea de sus, aici vedeți. Aici arme, attachment-uri pot să pice, plus aici ceva obiecte random. După care traversăm. Aici avem camera 214. Vedeți cheia. Înăuntru mai avem un safe. Iar pe 4 poate să mai spawneze ceva obiecte random, plus aici sus sau deasupra safe-ului, ruble sau dolari, euro, chestii de genul ăsta. Ultima cameră de pe acest etaj, o avem aici, 220. Vedeți și cheia. Așa, aici înăuntru avem o geacă, un duffel bag, ceva obiecte random care mai pot spune aici pe pat.
Această cheie o să vă fie mai utilă pentru questuri. Dacă nu greșesc, sunt două questuri sau poate chiar trei pe care le aveți în această cameră, niște obiecte pe care trebuie să le luați, gen de acolo de sus, de pe ăsta, un USB pe care trebuie să-l luați din PC, din laptop. Deci mai mult pentru questuri, dar puteți să-l lutați dacă tot sunteți aici. Urcăm acum la ultimul etaj. Avem aici camera 303. Aici avem un loot crate și câteva obiecte random care pot să spawneze pe birou sau pe paturi. Iar de aici mergem către cea mai importantă cameră de pe Customs, care este Market. Vedeți, aceasta este cheia. Numărul camerei este 314. Și aici, după cum puteți vedea, pot să spawneze aproape orice obiect din joc. Nu chiar toate, sunt unele care nu spawnează, dar foarte multe obiecte cu o valoare foarte, foarte mare. Vedeți, sunt obiecte comune, gen bulb, becul acesta, sunt arme care pot să spawneze aici, gloanțe pot să spawneze. După cum puteți vedea, dock case, kit-ul și, de exemplu, în dock case-ul acesta pot să fie orice cheie din joc, inclusiv, spre exemplu, red keycard sau blue keycard, deci cheie cu o valoare foarte, foarte mare. Noi suntem mai ghinioniști, după cum puteți vedea, avem un cabinet key și un o cheie 303 pe care tocmai am folosit-o mai devreme. Dar nu este rău, pentru că un dock case cred că valorează undeva la vreo 5-600 de mii de ruble, deci market-ul full la 25 de utilizări în momentul de față costă undeva la 450 de mii de ruble. Dock case-ul este peste valoarea cheii market, deci ajunge să găsim acest dock case, să extragem, să putem să-l vindem pe flea market și deja ne-am refăcut banii de pe cheie, după care tot restul utilizărilor sunt bani extra, ca să zic așa. Și cam acestea sunt cheile de pe Customs din Dorms. Mai am o singură cheie despre care vreau să vă vorbesc. Se numește USEC Stash. Este o cheie pe care nu o am și vă spun și de ce. Din punctul meu de vedere, nu își merită banii. Adică m-am uitat înainte să înregistrez acest video și cheia respectivă costa undeva în jur de 550 de mii de ruble. Dar, sincer să vă spun, nu știu cu acest patch, deci de când a fost wipeate conturile, dacă s-a schimbat ceva. În schimb, wipe-ul trecut am avut cheia, am lootat de câteva ori camerele respective, pentru că sunt două camere pe care pot să le deschizi cu acea cheie, nu am găsit nimic ieșit din comun acolo, adică sunt câteva loot crate-uri pentru arme, câteva spawn-uri pentru attachments, este adevărat că poți să găsești, să ai norocul să găsești și attachment-uri care valorează destul de mult, deci banii poți să ți scoți de pe acea cheie dacă joci frecvent customs, dar nu este nimic ieșit din comun care să spună, ok, valorează 550k, prefer, dacă tot am acei bani, să iau, de, spre exemplu, market și să încerc să lutez market decât să lutez acele două camere. Dacă careva dintre voi cunoaște mai bine camerele respective, le-a lutat și a găsit vreun spawn de obiect mai rar, mai valoros acolo, vă rog să lăsați în comentarii niște informații, pentru că pot fi utile atât pentru mine, cât și pentru celelalte persoane care vizualizează acest video tutorial pe care l-am făcut. Cheile de pe Customs, după cum ați văzut, nu sunt niște chei foarte spectaculoase, pentru că nu sunt spawn-uri cu obiecte foarte valoroase dacă scoatem din calcul market key. Dar nici nu costă aproape nimic, în sensul în care o cheie, oricare o luați de aici, costă undeva la 5-6k. Sunt 2-3 chei care costă 20k. Deci, cumpărând toate cheile, nu cheltuiți mai mult de 100k, ca să spun. Pentru că avem factorii care costă
60K, dar restul costă foarte puțin. Bineînțeles, exclude Market, care știm că costă 450K în momentul de față. Și merită, dacă sunteți în dorms și Market-ul a fost lootat deja, sau lootat și nu găsiți mai nimica, puteți să dați un ochi și la safe-urile din camerele pe care vi le-am arătat. Așadar, am ajuns aici. Aici avem cele două camere. Una este aici. Iar cealaltă cameră este aici. Repet, cheia se numește USEC Stash. Și înăuntru, din ceea ce mi-amintesc, puteți să găsiți crate-uri de arme, câteva spawn-uri de attachment-uri de arme și cred că sunt și una, două geci pe care puteți să le dați un search pentru chei. Cam asta a fost videoul de astăzi în ceea ce privesc cheile de pe custom. Sper că v-a fost de folos. Nu uitați să lăsați un like, un coment, tot ceea ce doriți. Vă mulțumesc mult pentru vizualizarea videoului. Have fun, băieți!